Non se poate spune cuvinte cât a lucrat Dumnezeu la inima lor și la viața lor și familia lor. E adevărat că ne-am fi bucurat să fie și doamna Angela aici, dar știu că va veni o zi care va fi. Dar acum este domnul Marcel, fiica Alexandra. Doresc ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vor să mărturisească ca Domn și Mântuitor pe Iisus în viața lor. Și dorim ca întreaga casa lor să fie plină de mântuirea lui Dumnezeu și Domnul să-i binecuvinteze. Alexandra, te întreb în fața acestor martori văzuți și fața martorilor nevăzuți. Dacă crezi în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitorul tău personal, dacă făgăduiești că vei sluji și vei fi credincioasă Domnului pentru tot restul vieții tale, pe bază mărturisirii tale, te botez numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnul m-a găsit, povara El mi-a dat, bucurii, speranță, pace El mi-a dat. Mi-a spălat din suflet, tot păcatul meu, în sângele vărsat pe cruce, Domnul meu. Mântuit pe Domnul preamăresc, mântuit pe cel călătoresc, mântuit cu El întregi voi fi. Și mă păzește în orice zi. Pentru cei care n-ați auzit mărturia fratului Marcel, să știți că ați pierdut unul. E un om care s-a confruntat mult cu existența lui Dumnezeu și acum este în apa botezului și dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Frate Marcel, te trăim în fața acestor martori văzuți și martori nevăzuți. Dacă de bună voie și nesilit de nimeni, crezi în Iisus Hristos, la Domn și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Dacă făgăduiești să-L urmezi pe Domnul, să slujești pentru tot restul vieții tale. Pe baza mărturisirii tale, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. 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 Amin.